Un copil în vârstă de 8 ani aflat la schi în stațiunea montană Straja a căzut dintele scaun de la o înălțime de aproximativ 4 metri. Copilul a fost dus la spitalul din Lupeni pentru examinare de specialitate. În momentul accidentului, alături de băiatul care a căzut dintele scaun, se mai afla un alt copil. Potrivit salvamontiștilor, cei doi minori erau singuri și cu toate că telescaunul securizează automat turistul, probabil nu și-au pus schiurile pe talpa de protecție a barei și la un moment dat a alunecat pe sub această bară. În momentul în care angajații de la instalația de telescaun au observat că micuțul alunecă sub bara de protecție a telescaunului, au avut prezență de spirit și au reușit să dea înapoi instalația, astfel încât copilul să nu cadă de la o înălțime de aproximativ 7 metri. Cu toate acestea, minorul s-a dezechilibrat și a căzut de la o înălțime de circa 4 metri. Salvamontiștii au fost solicitați să intervină. Au fost solicitați băieții de la salon din Straja, la un caz privind un copil care a căzut din telescaun. Au ajuns acolo imediat, au făcut o, spunem așa, o evaluare generală, nu prezenta nicio lovitură sau alte, acuzau mici dureri la spate, la picior. A fost trimis, imobilizat, bineînțeles, și a fost trimis de urgență la spital pentru investigații. Copilul e în regulă, e în afară oricărui pericol, sperăm să fie cât mai puțin astfel de cazuri. Potrivit șefului Salvamont Hunedoara, telescaunul securizează automat persoana care îl utilizează, însă în acest caz este posibil ca micuțul să nu fi fost atent și să cadă. Telescaunul se securizează automat în momentul când a intrat în el, bara de protecție din față vine automat peste turist sau peste persoana care stă acolo. Acum, el știe ce a făcut, s-a mișcat, s-a învârtit, cert e că a scăpat pe sub, s-a ținut în mâini, au văzut băieții de la instalație, au dat înapoi instalația și a căzut de la o distanță nu foarte mare. Asta a fost și 4-5 metri, asta a fost și norocul, că au văzut imediat și au dat înapoi scaunul. Copilul a fost transportat la spitalul din Lupeni pentru a fi examinat de către medicii de specialitate.